Cine poate fi mai fioros decât Momo? Ce monstru vrea să ne aducă? Ne-a promis că acel monstru nu a mai fost niciodată la noi. Dar eu nu mă tem de noștri. Decât am stat aici și am discutat, mai bine să vedem cât timp ne ascundem. Mami, ai dreptate și vom vedea ce camuflaje vom avea ca să găsim locurile cât mai potrivite. Matei! Iarăși, Matei, tu primul ai călcat coarda. 10 secunde ca să te ascunzi. Matei, hai intră în garderoba noastră. Ce culoare ai găsit acolo? Așa mă ascund cel mai bine. Wow! Negru! La viteza a doua! Pun la treia! Ce? Nu! Stop! Tati, tu ai 21 de secunde! Hai, tati! Wow! Tati este bucuros! Probabil că are pelerina lui Harry Potter, aceea invizibilă. E culoarea care o avem la cele mai multe obiecte! Roșie! Wow! Mă dor picioarele! Tati, ce viteză ne-ai pus acolo? Viteza 5. Să vedem cu ce viteză mă voi îmbrăca eu! Wow! Mami, vei avea 36 de secunde să te ascunzi! Gata? Taram! Taram! Wow! Așa culoare n-a avut-o nimeni încă! Mami, nu te lăuda, că nu aș te ajute! Mircea, de această dată, Victoria va fi cu mine! Nu știu cine e Victoria aceea! Dar eu voi câștiga! Pentru că m-am antrenat toată ziua! De unde știi că vom face acest challenge? Am văzut câte like-uri adun acest video și am început să mă pregătesc! Oh, da! Și dacă la acest video vom aduna 10.000 de like-uri, vom veni și cu partea a treia! Iar eu nu voi uita să mă pregătesc! De data aceasta vom începe de la viteza 8! Start! Ce rapidă! Wow! Ce greu! M-am atins! Cum așa? Atât de rapid m-am atins! Ia-o lea pe Ionuț cu mine! Veți avea ajutoare! Ce culoare faină! Ai 63 de secunde! Nu știu dacă sunteți gata sau nu! Suntem gata! Dar noi dăm propriatina jos! Suntem verzi! Sunteți ca salata! Deja mi se face poftă! Deși dacă mănânc, nu știu dacă mi-e în cap, așa că mă flage. Acum Mircea va sări la viteza 9! E prea dificil pentru mine, dar încerc! Hai, Matei! Mircea, te așteaptă camuflajul tău! Să vedem ce au învingătorii! Bine! Wow, ce culoare! Vai, Mircea! Tu ai 72 de secunde! De două ori mai puțin decât prima dată! Oare vei reuși? Și Mircea, arată-te! Culoarea mea este mov! Culoarea mea preferată! Dar oare voi știați că culoarea mov reprezintă culoarea justiției? Nu știu cine va veni la noi, dar eu, din câte văd, practic nu am unde să mă ascund! Niciun albastru în camera asta! Mov, cu atât mai mult! Unicul indiciu pe care l-am primit de la Momo despre monstrul care ne va vizita este că el e foarte nebun, dar nu e clovnul. Cine poate fi? Mov, mov, mov! Aceste draperii seamănă cu culoarea mea. Ia să provez. Nu știu, vă cum vă pare? Sau aceste draperii sunt de culoarea bordeaux?
să mai caut. Unde n-aș da? Unde nu m-aș duce? Roșu este peste tot. Așa. Asta e un pic. Ceva parcă s-a rupt. Sau nu? E ok? Scrieți și voi în comentarii dacă e ok locul meu. Sau totuși nu. Ce drept că mai am eu timp să-mi găsesc locul potrivit. Dar voi scrieți. Nu găsesc nicăieri verde! O, acest gard este foarte bun pentru ascunziș. Oare mă văd aici? Plec să-l chem și pe Ionuț. Da, da, pleacă! Albastru-i doar unicul pe care l-am găsit aici. Uf. Eu să-i dau gardul ăsta așa într-o parte și să-l ia de aici cât mai departe. Eu mă văd? Dacă e bun ascunzișul meu, nu uita să scrii în comentarii. Votează mamei mele mie. O, gard roșu! Și acolo... Ce? Mami, tu ești albastră! În challenge-ul nostru, noi trebuie să ne ascundem în fața obiectului și nici de cum în spatele lui. Dacă tu m-ai observat aici, atunci trebuie să-mi caut alt loc. Monstru va face într-o clipă! Ionuț, acum am plecat în camera cu jucării, pentru că acolo am găsit un gărduț foarte fain, de culoare verde, la fel cum suntem și noi. Ai dreptate! Avem un brad verde în casă, dar noi căutăm garduri și aici nici măcar nu trebuie să ne aplecăm. Avem un brad foarte înalt. Hai acolo rapid! Ionuț, puneți masca pe față! Și nu m-a văzut. Înseamnă că e bine locul ăsta. Ionuț, stai nemișcat. Eu cred că ne-am camuflat perfect și nu ne va vedea nimeni. Pentru că de așa? Nici nu știu ce să cred, dar sper. Ce-i drept că bradul este mai întunecat la culoare decât hainele noastre. Căutăm alt loc. Hai să-l căutăm. Of, nu știu ce să zic. Am pățit o nevoie mare, ca și Spider-Man. Mi s-a rupt fermoarul. Uite chiar de aici. Și acum nici nu știu cum să mă dezbrac. Dar important să nu fiu găsit de monstru. Oh, ce idee! Dar asta trebuie să o cos cumva. Nu știu, e prea diferit. Move, move! Acestea nu! Umbrelă! Stai, doar Melissa avea un amor! E chiar aici! Am avut dreptate, dar cum se desface? Așa? Am înțeles! Așa? Și eu? Chiar așa? Și-mi pun și masca? Și e perfect! Sau nu prea? Ah, ceva albastru! Nimic albastru în camera asta! N-am înțeles. Tu ce caută ochelarii lui tati aici? Ah, probabil i-a scos să nu-i încurce la camuflaj. Am înțeles. Și... Albastru. Oh, am văzut ceva în cuie, niște haine. Poate găsesc acolo culoarea albastră. Da. Nu ne-a văzut sau s-a prefăcut? Ionuț, vino
primește ce draperie verde. Le punem aici. E bine sau nu prea? Mi-mi place. Ce-i drept că această draperie se combină mult mai bine cu părul meu decât cu acest camuflaj. Căutăm în altă parte. Da. Geacă este. Uite că îmbrac niște bachile și voi fi toată albastră. Așa. Mai este încă una. O pun mai jos. Așa. Nu-i nimic. E roșie. Să se îmbrace tati cu ea. A? Cum? Geacă, melimi, mami melimi, albastră. Băi, dulapul este roșu. Uite așa. Ce zici, bă, tine? E bine așa? Matei, senzorul de la de ce o s-a pornit, că suntem lângă el și o să-mi picure mereu în apa și o să atragă atenția monstrului. Stai! Am o idee de decor. Ia să vedeți ce fain va fi. Și poate aici nici nu mă observă monstrul. Acolo este bufnița, iar aici eu. Nici nu se observă, așa-i? Da. Mami, e foarte riscant locul tău. Să ai grijă. Mircea, dar și tu nu ai ales culoarea potrivită. Coboară de acolo. Se observă că ești mov, iar acolo e maro. Matei, aici e lumina cu senzor și se deconectează foarte rapid. Ai văzut? Iar tu, cel mai bine te convin cu acest scaun. Hai, încearcă, testează. Și eu mă pus foarte tare. Uite aici. Păcat că nu-i nimic roz, dar în schimb, de ce am eu? Da. Cât de plac lumările. Mi-a dat vin aici și mi este foame. Și am jumătate de felă. Roșu. Portocaliu aici. Un scaun? Să-l probez. Dacă nu mă văd, apăsați pe like și scrieți în comentarii. Sau totuși mă pun la ușă. Verde. Și iarăși, Matei, suntem cei mai tari născunzișuri. Cu siguranță, monstrul cel nebun, mai nebun decât clonul nebun, nu ne va găsi. Așa e, tati. Aici, roșu. Ionuț, privește ce am găsit! Un prosop verde. Noroc că este aici la uscat, dar noi ne putem ascunde. Uite așa, puneți masca. Oh. Eu zic că e perfect. Eu am găsit aici un unicorn, mov. Eu mă pun așa și masca, dar ceva parcă nu mi-ajunge. Da! Acest cor e petrecere. Să-mi pun coiful pe cap și gata, sunt ca un unicorn. Cine vine? Unde sunteți? Am venit la voi în ospeție.
Credeam că chiar din prima vă voi găsi. Dar nu cred că cineva să se ascundă chiar de la intrare. Chiar nu cred. Cum am scăpat! Și ce logic are acel clovn! Melissa, ăsta nu-i clovn simplu. Trebuie să fim foarte atenți când ne ascundem. Nu cumva să ne găsească. Eu îmi schimb locul. Tu cum vrei, rămâi aici. Da, când va pleca acasă, într-adevăr, cu siguranță va trece pe aici. Plec și eu. Aici nu prea sunt cu lor. Cu siguranță nu este nimeni. Am plecat. Da, bine, doar eu. Să vă arăt eu vouă, muști adevărați. Vă găsesc pe toți. Unde sunteți? Ăsta e cel mai alintat copil al clovnului nebun. Iată despre cine vorbea momo. Trebuie să fiți undeva pe aici. Nimeni? Dar tata mi-a zis că o să găsesc rapid. De ce nu e așa? Încă nu am găsit pe nimeni. Nu e așa ușor. Aici? Nic? Atunci sunt masă. Trebuie să fie cineva. Ceva s-a auzit. Unde? Nu e nimeni. Opa! Aici sunt foarte multe culori. Nimeni. Cred că este o capcană. Dar în dulap? Nici aici. Trebuie să fie cineva. Dulapul ăsta e roșu. Înseamnă că este cineva pe aici. Deja am transpirat. Să mă șterg puțin. S-a dus fără să mă observe. Vai. Aici mai e frig. Și e mai bine. Un scaun nou. Trebuie să fie cineva ascuns pe aici. Încă o cameră. Dar ce-s cu luminile astea? Ba se aprind, ba se sting. Cineva se joacă aici. Totuși e prea întuneric pentru mine. Unde-i întrerupătorul? Unde-i? Nu speriați! Ce-i asta? Pețe pentru tubă? Sau? Ce bine miroase! Iau cu mine! Mi-am găsit în drumul ascuzis! Vai! Câte butoane de YouTube! Și eu vreau să-mi duc două acasă! Chiar vreau! Ce frumoase sunt! Sau le iau pe toate! Așa, să număr! Câte sunt? 4 de aur? Și 4 de argint! Super! Toate sunt ale mele! Dar mă întorc să le iau după ce-i găsesc pe toți! Am găsit în pipniță acest butoi albastru și l-am adus aici pentru că vreau să mă ascund în el. Ce-i drept că când am încercat eu să văd în cap,
Nu prea... Doar atât. Monstru cu siguranță să mă vadă. Dar ăsta oricum este cel mai bun loc din casă. Să încerc să-mi pun capacul. Nici o șansă, măcar așa. O cameră plină cu jocuri! Le voi duce pe toate acasă! Sau și mai ușor, ne vom muta aici. Dar ce caut un butoi în camera cu jocuri? Cam e plinuț. Stai. Hei, vână tămurată, sau ce ești? Ești de acolo! Dar cum ai văzut? Uite că sunt albastră toată, ca și butoiul! Ce fioros mai ești! Știam că clovnul nebun are un copil! Sau mai mulți! Dar chiar așa! Ce cap mare ai! Ești fioros! Da, foarte drăguț, cu ochi roșii! Cum? Uite ce față drăguță! Pe mine mă cheamă Chucky! Chucky? Mai departe de tine! Du-te și caută! Sau mai bine du-te acasă la tine! Trebuie să-i găsesc pe ceilalți! Te-am observat! Hai ieși! Ce drept că la final! Acum am văzut. Ușor! Te-am observat! Ești prea mare! Bine, mă duc afară! Câte jucării! Pe toate să le iau acasă! Dar mie nu-mi plac jucăriile de Crăciun! Mie îmi plac jucăriile păpuși! Îngrozitoare! Ce bine că am dat! Mă închid! Am găsit trei! Îmi doare spate! Băi, cât de greu tu ești acolo! Cum trei? Cât de mult ai găsit? Atât de mic și atât de șmecher! N-ai ce-i face! Mama altul nu mai face! Măcar bine că nu mai face! Doar stai puțin! Mai trebuie să găsesc încă trei! Pe Matei, Melissa și Mircea! Oare unde sunt? Las că vă găsesc! Așa! Perfect! Câte decorațiuni de Crăciun! Mai bine erau foarte multe păpuși! Îngrozitoare! Crăduțule, l-a scos pe nimeni acolo. Subie? E nimeni? Dar după el? La fel nu este nimeni. Dar am mai găsit pe cineva. Ăsta cine este? Ăsta nu mișcă. Ține ochelarii. V-a plăcut ideea mea? Hei, monstrule, eu zic să faci cale întoarsă. Timpul tău a expirat. Ai găsit doar jumătate din ceea ce ai căutat. Salut, Matei! Salut, Melissa! Salut, Mircea! Chiar dacă aceste draperii sunt bordo, seamănă cu culoarea mea. Eu, Ionuț și Mircea am avut culorile cele mai de ochiate, dar totuși am reușit. Dar pe tine te-a găsit. Așa a fost să fie, Melissa, dacă să se așeze chiar peste mine, Melissa. Mi se pare că a fost foarte dureros. Așa e. Dar oricum, așa de mulți, nimeni n-a reușit să-i găsească. Dar încă o chestie am uitat să fac. Să atingi. Butonul lui Matei, Ionuț și Mihaelei. Vă voi întoarce butonul? Doar dacă acumulați la acest video 20.000 de like-uri! Dacă nu, atunci butonul va rămâne la mine! Ce?
nu putem admite așa ceva, că cei mai mici din familia noastră să rămână fără butonul lor de YouTube. Vă rugăm frumos, ajutați-ne, apăsați pe like, să-l convingem pe acest monstru.